Ei bine, problema generală deschisă de Eliade în căutarea sensului acesta al sacrului se extinde în mai multe paliere. Primul este palierul sacral despre care vorbim. A doua problemă pe care o ridică este mitul care rezidă în această căutare a sacrului și simbolul. Din simbol vor reieși riturile. Între simbol și rit există o legătură foarte strânsă și dacă ascultătorii noștri vor avea răbdare până la final, le recomand și lor ceaiul ăla îmbunătățit scoțian, pentru că filozofia, să știi că se face cu un pahar de vin de multe ori, dacă nu ești răcit, sau cu liniște. Textele filozofice se citesc în liniște, nu e o lectură simplă. Sau, spunea un profesor de la teologie, de la Alba Iulia, tratatele de teologie se scriu cu cafea și se citesc cu analgezice. Asta pentru că, repet, vorbim de lucruri foarte, foarte grele. Eliade, revenind la el, are o turnantă interesantă în căutarea definirii problemei sacrului, printr-un termen foarte interesant, termenul hierofaniilor. Ce sunt aceste hierofanii? Ele sunt de mai multe feluri. Sunt celeste, acvatice, solare, litice, adică legate de piatră, sunt vegetale, agricole, spațiale și temporale. Ele sunt spații ale întâlnirii. Acest interval al intersecției dintre sacru și profan se realizează în intermediul acestor hierofanii. Poate cei mai ageri la minte, care au băut cafeaua astăzi și ne pot urmări așa nocturn, fac o legătură interesantă între teofanie și hierofanie. Hierofania vizează mai mult întâlnirea cu un spațiu sacru, cu o stare sacrală, pe când teofania, sigur, știm ce înseamnă, arătarea, manifestarea lui Dumnezeu. Cert este că, din anume puncte de vedere, aceste dimensiuni se intersectează. Ei Ca o bine, mică, ca mică, o mică asterisc, să nu-ți pierzi, te rog, ideea. Noi acum încercăm, părintele încearcă să contureze cadrul general al termenului de sacru și să ne poziționeze foarte clar în studiu filozofic și, adică, să nu se sperie lumea, ajungem și la ortodoxie, ajungem și convergem spre o concluzie. Trebuie să înțelegem, trebuie să ne mai și educăm din când în când, desigur, dar este foarte important să înțelegem contextul termenilor și al ideilor. Da? Pentru că noi în ziua de azi, și încerc scuze că fac o mică paranteză, ne-am obișnuit să fie totul drive-thru. Da? Ne-am oprit la un microfon, vorbim cu o non-persoană, cerem, facem comanda, la următoarea fereastră plătim și la altă fereastră primim gata, totul ambalat, o bombă calorică total nefolositoare. Nu, trebuie să ne așezăm foarte bine și foarte clar înainte de a digera anumite idei și anumite concepte. Și asta face părintele acum, da? Mă rog. Exact asta încercam să fac și explicația ta este binevenită. E o veritabilă prolegomenă, nu? La problema istoriei ideilor religioase. Exact despre asta e vorba. Intrarea sau introducerea noastră în această atmosferă intelectuală a istoriei religiei pentru a putea să înțelegem, cum să zic, această morfologie a sacrului. Sună foarte sofisticat, sună foarte pompos, dar în realitate analiza formelor în care sacralitatea este receptată printr-un filtru, e adevărat, intelectual în ipostaza aceasta cercetării, este esențială pentru ce? Pentru cea de-a doua parte a dialogului și a discursului nostru pe care ai intuit-o foarte bine. Cum ne poziționăm noi astăzi într-o epocă, după unii, modernă, postmodernă, după alții foarte pesimiști, post-postmodernă? Cum interpretăm și reinterpretăm această problemă a sacrului? De aceea trebuie să trecem prin toată această rețea. Promit să am o diaree verbală consistentă pentru a putea să nu vă plictisesc foarte tare, ca mai apoi să Nu, fiu mult mai nu, relaxat. nu, nu, suntem aici să învățăm, deci nu vă grăbiți, nu vă omiteți nimic, rămâne înregistrat, oamenii pot revedea, pot lua notițe, deci chiar vreau să ne educăm împreună cu toții. Vă rog. Da, departe gândul de a ne educa, dar analizăm, facem analize. Sigur, ele sunt atacabile, nu am pretenția de a fi specialist în Eliade sau în problema aceasta, însă e important să trecem așa prin problemele acestea. Ne oprim acum la diferite planuri ale realității, adică intrăm într-o disciplină a diferitelor tipuri de realitate. Asta de ce? Pentru că există o realitate reală, cea palpabilă,
din care facem parte, există această realitate virtuală care o putem analiza astăzi mult mai bine. Avem această inteligență artificială care pe unii sperie, pe alții liniștesc, ne dă diferite angoase, chiar ca o paranteză interesantă, s-au făcut studii despre undeva în Germania, probabil ai auzit și tu, ascultătorii mai tineri sigur sunt la curent cu aceste realități, studii ale primei predici generate de inteligență artificială într-o biserică protestantă undeva în Germania și auditoriul a fost total dezamăgit. Predicatorul inteligenței artificiale nu s-a ridicat la standardele cu care comunitatea respectivă reformată era. Așa că eu zic să ne liniștim, o să vorbim și despre această teologie digitală. Ne aflăm într-o epocă a teologiei digitale. Bună oară, noi înșine vorbim despre sacru la sute de kilometri distanță prin intermediul acestei tehnologii digitale, ca, făcând astfel teologie. Agora Vels s-a mutat din spațiu consacrat. Pandemia ne-a și ajutat din punctul ăsta de vedere, aici e un merit, între ghilimele e un merit, sigur, a fost o tragedie pentru toți, nebunia pandemiei, dar digitalizarea, vezi, are și aceste efecte pozitive. De pildă, nu, pentru un om inteligent, internetul poate fi o unealtă absolut bună, pentru un imbecil va rămâne, sigur, o metodă, nu, prin care să se uite la diferite... Doar amplifică ceea ce este deja sădit în fiecare. Spunea Horia Roman Patapievici într-o conferință o chestie interesantă, dacă cauți, îl cita pe Umberto Eco, dacă cauți pe internet, pe Google, despre Kant, o să primești un milion de informații și de trimiteri, dar dacă n-ai citit Kant, dacă nu te-ai intersectat cu tema centrală, nu știi unde să cauți. Și atunci, vezi, metoda asta este una foarte bună. Revenind la problema noastră, intrăm în sfera analizei simbolului. Sacralitatea se manifestă prin simbol. O să ajungem și la rit. Am un prieten care sunt sigur că mă urmărește, ne luptăm, avem o luptă filozofică de ceva timp, antiritualică. O să vorbim și despre lucrul acesta, dar nu putem să ajungem la ritual până nu epuizăm problema simbolului. Ce interesant, Eliade vine cu o analiză foarte interesantă a sistemelor simbolice. El va avea o citire a simbolurilor în rețea. De ce? Pentru că religiozitatea implică, din perspectivă mistică, aici mă apropiu un pic de ortodoxie și de creștinism, de fapt, creștinismul generează această mistică. Mistica este interpretarea religiosului prin experiență. Dar eu nu pot să-mi trăiesc această experiență decât dacă mă lovesc de simboluri, dacă mi-o decodific, dacă trec prin rit. E important ritul de inițiere, nu botezul. Bună oară, este un ritual de inițiere. Nu putem intra în Împărăția lui Dumnezeu dacă nu ne botezăm prin apă și prin Duh. E importantă asocierea cu arhetipul. La fel intrăm într-o sferă simbolică atunci când ne botezăm. Ne legăm pe viață cu Hristos, murim cu El, ne asumăm acest eșec, vezi, al omului, între ghilimele, al omului cu o mic, și reînnoim, reînviem ca oameni cu o mare. Deci redevenim ființe noi prin intermediul, vezi, utilizării acestor simboluri, care în creștinism sunt foarte, foarte importante.